Vă salut, Dr. Paul Oarg aici și astăzi vreau să vedem împreună un caz pe care l-am avut la un bebeluș. Cazurile pe ambulanță de terapie intensivă mobilă pot să fie foarte diverse, începând de la adult simplu, la gravidă, copil sau chiar bebeluș. Trebuie să fim pregătiți să răspundem indiferent care ar fi acesta. Bineînțeles, încărcătura emoțională este una puternică. Am fost solicitați la un copil de câteva luni care nu respira. Cauzele pot să fie multiple. Ne gândim la asta dinainte de a ajunge la fața locului. Începând cu simpla obstrucție de cale aeriană, adică copilul aspiră un corp străin care blochează respirația, calea aeriană și nu mai poate respira. În cazul acesta trebuie să intervenim noi ca și martori, ca și părinți, ca și cei care asistă la acest eveniment cu câteva manevre simple pe care vreau să vi le arăt la finalul acestui clip. Un copil se poate opri din respirat și din alte motive, cum ar fi o criză convulsivă, o criză convulsivă febrilă datorată de a unei temperaturi crescute sau o infecție a tractului respirator. O să vedem împreună ce s-a întâmplat de fapt la acest caz și vă invit să urmăriți clipul. Vedem de îndată ce ajungem la caz că starea copilului este una bună pentru că el plânge, are tonus, este gângurește. Și atunci lucrul ăsta ne liniștește din prima, dar urmează să vedem ce anume s-a întâmplat de fapt. Și trebuie să stabilim un diagnostic și apoi să hotărâm dacă este de mers la spital ne sau nu. Ne spuneți un pic ce s-a întâmplat. Dintr-o dată și-a închis ochii și nu mai respira. Așa. A început să înroșească tot. E bine, dar stai bine, iubitule. Ce-ți medic? Da. Da? Da. Salut. Acum te-am văzut. Da. Nu mai gândesc așa, nu zic ce s-a întâmplat. S-a oprit din respirat, s-a oprit din respirat, s-a făcut roșu tot, așa. Imediat l-am întors, l-am, fizic am văzut că nu respiră bine, da, l-am pus pe poziție, i-am dat două de stare, am început aspirarea cu ăla. Și-au venit multe secreții cu noi. Încă e acolo. Acum apare un pic încărcat. E foarte încărcat la psicoscop, au peste tot, pe tot plămâne. Așa, cu doar. Nu, nu a făcut convulsii, nu? Nu, nu a convulsionat, nu. Bine. În momentul în care îl ascult, îi plin e ca să-i pui ceva supozitor? Nu, okay. Numai Panadol. Panadol, i-am dat dimineață, la jumătate. Ok, bine. Acum avem un pic de febră. Hai, țin un pic, punem un pic aici. Să-i punem ceva de temperatură și și ascultăm atunci când îl ținem pe spate. Plânge bine, e ok, da? Deci dacă plânge, ăsta e semnul că respiră cel mai bine. Probabil că a făcut un pic de amne, s-a încercat cu secreti, știi atâta. Da, s-a oprit respirația. Deci, l-am aspirat și din cavitatea bucală, că avea multe secreti, da? Cu ce l-ați aspirat? Cu aspiratorul de veluș. Nu avem nimic. Da? Ok. În regulă. Cam câte chile are? 6 chile. 6 am estimat și eu. Jumate, spre 7 merge, spre 7 chile. A trebuit tăiată jumate cu ăla, nu? Bine. Sau ai tu de paracetamol mai mic în casă, supozitoare, cumva? Aram de 200, cât e ăla? 225. N-ai 225, cumva? Nu-i bai. Nu, hai, ascultăm un pic și după aia îi băgăm un fundic. Da, e bine. S-a speriat, tati. Salut! S-ar putea să fie un pic de... nu știu acum dacă chiar conjunctivită, da? Știi ce am încercat să faceți? Înflați o mănușă. Ai? De cât? Numai Nurofen. Nurofen de 60. Nu. Nu am încărcată. Nu, așa ai? Nu? Uite, ascultă-și tu, nu. Nu. Nu știu de nimic. Hai, bebe, hai, iubitule, hai că ești bine, hai. Te-ai necat numai. Saturația e bună, e 98%. E okay, da. Dar e bine colorat, e ok. Probabil că a făcut un pic de criză de apnee, știi? Și acum și cu febră. Asta a făcut numai o absență, știi? Da, e de 200. Ca o criză de absență pe... Dar nu respira dacă nu poate. Cred. Ce? 125. 125. Nu putem mai puțin. O doză, e ok. Ai un pampers curat? Păi și schimbăm dacă tot? Nu are. De fapt nici nu. Nu are cacat. Da. Nu, am crezut că e pipi, dar nu-i. Hai. Da, măi, bărbate, măi. Hai să vedem. Îi luăm ca și mai puțin de el încoace. Da.
Dar să știi că Hori nu vrea să te supere bine. Să știi că o să-ți fie așa de bine. Așa. Vai, cum îl cheamă? Doamne, doamne. Și surioara câți ani are? Câți are surioara? 3? Nu, să vă trăiască. Bine, mergem până la ocupedii să-l vadă un pic. Vrei? Da. Să vedem totuși ce s-a întâmplat acolo. Fie plămânoasă. Încercăm să ne uităm. Nu, vreau să mă uit un pic în gâtuț. Să vedem o spatulă. Nu vreau să-l chinui, dar profităm de faptul că plânge, că deschide gurița. Ăsta se topește foarte repede. Și temperatura o să scadă. Mai mult de 38 am mai făcut. O făcut, acum 38 cu 2. Da, 38 cu 2. Nu-i chiar... Nu, lasă, că l-am chinuit destul cu supozitorul. Da, știu, nu trebuie frontală. Sau stai că pun cu telefonul. Hai că ține cu telefonul. Gata. Așa. Da, știu. La cât am mâncat ultima oară? A? Încerc. Încerc. Știu, dacă nu plânge, acum nu mai plânge. Dar nu mai plânge. Ești foarte simpatic. Dă-i pace, lasă că ne uităm noi mai încolo. Hai să închidem și mergem, bine? Certificatul lui de naștere ne trebuie. Bine? Cine este bine sau cum să facem? Care vreți din voi? Din ambulanță sau cum așa? Nu, cu noi. Un părinte vine cu noi. Tot timpul, are voie. Ok. La cât am mâncat astăzi? La... Nu știu că n-am fost acasă. Și nu prea mâncat, de două zile nu prea mănâncă. Am fost la pediatru, o scoară un pic de roșu în gât. Deci de câte zile nu mănâncă foarte? Cred că a treia zi. A treia zi. Deshidrata nu pare. Liu-i foarte bine. Pipi face? Asta când a când fost schimbat? Nu știu. Ok, lasă, zice mami. Ea e specialistă. Nu-i bai. Nu-i bai. Uite, se râde. Păi, dar cum să nu? Da, auzi, a zis tu. Îi lași pe mami și pe tati să doarmă noaptea? Sau nu-i lași? Sau nu-i lași? Bun. Le punem în mașină, în brațe, pe targă. Cel mai ok. Bine. Cu mami fixat în centuri. E bine așa? Așa putem da jos. Așa că o să fie bine. Da, pe bata, să vedem. Probabil că e așa la prima vedere. Mă, dacă nu s-aud raluri, deja e bine. Așa. Dacă nu s-aud raluri, e bine. Nu, s-a auzit nimic. Nu ridicăm suspiciune de pneumonie sau ceva. Voi sunteți vaccinați de COVID? Da? Nu, asta liniștește-te. Păi da, tu vrei să vezi pe tati cum se necăjurește? No, o așteptăm pe mami, nu ieșim afară. Deși nu-ți strică un pic de hipotermie indusă, dar lasă că nu-i îmbrăcat foarte gros, ceea ce e foarte bine. Să ia numai ceva chestii de schimbat, știi? Poți să vii dacă vrei acum un pic în brațe să așa. E ok, nu reprezintă niciun pericol. S-a bătut săracul. Nu s-a ocupedit, probabil că nu-l internează, dar... Ascultă-te, te rog. Nu are raluri. Spune că nu le căuta, că le se aud, la ei se aud foarte ușor, mai ales când plâng, știi? E foarte curat. Și ambii pe mână. E ok. Te duci și vii repede acasă. Dar cum să nu? Dar sigur că da. Minune. Medicii de urgență și pediatri de la Spitalul de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca au creat o linie telefonică care funcționează non-stop pentru sfaturi medicale. Dacă ai vreo nelămurie despre starea de sănătate a copilului tău, nu ezita să apelezi Alopedii 0364 917 cu încredere și acolo o să fie un medic de urgență, pediatru, care va putea să-ți răspundă la întrebările și nelămurile pe care le ai. Ne-am bucurat că acel caz a fost cu final fericit, dar hai să vedem dacă avem o obstrucție cu un corp străin, cu mâncare, de exemplu, la un copil cu vârsta de până la un an, cum trebuie să intervenim. Și anume, ce manevre salvatoare de viață pe care, după cum și numele lor, dacă nu le facem, s-ar putea surveni cu decesul copilului. Și atunci, trebuie să stabilim dacă obstrucția este severă sau nu. Cum facem asta? Cu ajutorul tusei. Dacă el poate tuși, asta înseamnă că obstrucția nu este una severă și trebuie doar încurajat să tușească. În schimb, dacă avem un copil care nu poate tuși, se albăstrește la față, este vizibil că el nu mai respiră, atunci trebuie să intervenim. Cum intervenim? Cu lovituri interscapulare. Va trebui să prindem
mandibula copilului cu degetele, atenție, mandibula să fie, îl punem pe antebraț și cu dosul palmei aplicăm lovituri interscapulare. Scapula este numele pentru omoplat. Între omoplați, aici, la nivelul coloanei, trebuie să aplicăm cu podul palmei 5 asemenea lovituri. Copilul a plecat ușor în față. 3, 4, 5. Dacă după 5 lovituri interscapulare, ar trebui să facem manevra Heimlich la adult. În schimb, la copilul de până la un an, nu facem manevra Heimlich, nu facem compresiunile abdominale, pentru că asta este manevra Heimlich, ci trebuie să facem compresiuni toracice. Pentru că dacă facem compresiuni abdominale, este risc de lezare a organelor interne, care sunt friabile, sunt sensibile la copilul de până la un an. Și atunci, prindem capul, întoarcem pe antebraț și o să facem la un deget deasupra coșului pieptului, aici este coșul pieptului, facem cu două degete compresiuni toracice. Una, două, trei, patru, cinci. Și în acest fel urmărim după fiecare compresiune să vedem dacă corpul s-a eliminat. Scopul nu este să facem cele cinci compresiuni. Scopul este să le facem cum trebuie ca să creștem șansa de a elimina corpul. Și dacă după alte 5 lovituri acesta nu iese, revenim prin metoda sandwich-ului și atenție încă o dată, trebuie să prindem de părțile osoase, nu de părțile moi, pentru a nu crea o obstrucție în plus. Și trecem înapoi la loviturile interscapulare. Facem asta până copilul este conștient. Dacă copilul nu este conștient, înseamnă că devine inconștient, este inconștient și nu respiră, va trebui să începem resuscitarea acestuia. Asta trebuie să facem noi dacă avem un copil care se neacă cu mâncare cu vârsta până la un an. Peste vârsta de un an se pot face compresiunile abdominale, manevra Heimlich, dar bineînțeles trebuie să adaptăm tot timpul la greutatea copilului și la dimensiunea acesteia. Sper că a fost util clipul de astăzi. Ați văzut ce panică poate să creeze un eveniment la un copil într-o familie. Rămâneți în siguranță. Sper să rețineți aceste manevre și să nu fie nevoie niciodată să le aplicați. Noi ne vedem la următorul episod. Vă salut!